Doamnelor și domnilor, vă rugăm lăsați curat în urma dumneavoastră. Să adunați paharele și hârtiile strânse în jurul scaunelor. Personalul de serviciu vă mulțumește. Aplauze pentru Claudia Moroșan. Aia e modă. Aia e pe fashion. Fashion. Vezi cartofi prăjit. Fashion. Vezi cartofi prăjit. Ah, nu, este doamna. Este doamna cu... Care curăța. Doamna... Hai, ce v-am zis? Să fie mâna. Bine? Umor, bă, da. Ce o cheam? Bă, ce o cheam? Ochi buni! Eu ochi sunt bun. Geta de la menaj. Ce Geta, bă, băiatule, că v-am normal. Zis, mă, că nu mă e... știți! Păi, v-am zis că nu e... zis, v-am zis că era număr și atunci... Cine a zis? Cine a zis? Cine mă e... Cine a zis? Pe aici cu mătura. Bă, aplauze! Imediat văd! Ea a venit cu câteva zile înainte de mai multe ori și a fâsfâsuit pe masa aia acolo, între numere. Timp de câteva zile a gravitat în jurul nostru, prefăcându-se că este femeie de servici. Am crezut că e în echipă. E aici, știi, cu mătura, cu aia tot era pe acolo, copil, care arată ca un... copil. Da. Mă știți că eu strâng după voi mai mult decât a strâns Cortea Cureaua înainte să ajung aici. Înainte se îngrășa numai cu pâine. Da, acum am noroc că măcar mă mai scapă de resturile de icre ale Deliei. Când mă pe suma să le arunci. Ama, serios. Da, e... Eu așa vă strâng vouă resturile? Chiar noroc cu băiatul ăsta, Cortea, că e așa camel cu... Lasă dâre pe unde trece. Băi, acum serios. Gata, gata cu râsul. N-am făcut, mă. Ești melc? Lași dâre. Ce dâre las? Cămale. Mergi în urma oamenilor care mănâncă și ți-e poftă. Aoleu. Chiar nu-i normal ce se întâmplă acolo sub masa aia. E mai multă nenorocire sub masa aia decât în politica din România. Păi nu fă asta. Stai acolo. Nu, ca să facă cineva curățenie acolo, ar trebui să alegeți un primar general doar pentru zona aia. E un fel de sectorul 5 al studioului de filmare. Da, mă rog, l-ar fi arestat și pe ăla repede, că l-a câstat pe scaunele alea, ar fi intrat la deturnare de funduri. Nu știu, explicați. Da. Băi, ați pornit o afacere cu deșeuri? Chiar nu înțeleg. Păi și-au făcut șobolanii semafoare pe acolo. Sunt unii de la groapa de gunoi care și-au cerut transferul aici. Chelu? Aici. Dragul meu, mai tu toată viața ta ai făcut muncă împotriva comunității, dar la ce mizerie ai adunat tu sub masa aia? N-ai adunat nici în toate versurile la un loc. Într-o zi ai să plătești 30 de lei ca să-mi vizitezi studioul. O plătesc din salariu. Te pup. Delia, băi, nene, tu ai mai multe peturi acolo decât au fetele din showbiz în sâni. Ai mai multe ambalaje de mâncare decât a avut toată Africa anul trecut. Ama, zi sincer, tu ce faci în timpul emisiunii? Scrii muzică? Nu, că mi s-a părut că am găsit niște note de durian putrezite. Nu, că la tine să aduni gunoiul selectiv înseamnă azi, da, mâine mai vedem, este? Este, lasă, că le zic eu. Să nu vă mai dea mâncare umedă, să vă dea doar bobițe. Că așa nu mai merge. De Bordea... Păi... Nici nu știu ce să zic. Ți-ai tăiat unghiile pe sumasă? Da, mi le-au rosit. Normal. Sau ți-a rămas și mătrață de la Costel, nu? Da. Așa e, știam. Nu știu de ce te mai întreb. Așa, ce vedeți pe mine, că m-ați admirat, este un costum pe care mi l-am făcut din deșeurile pe care le-am găsit pe la voi, pe sub masă. Recitiam, ai conserva pe care ai mâncat-o ieri, uite aia cu țarul. Vedeți? Aia. Vedeți? Da, corect. Da. De aici n-a luat nimic, am avut parizer, s-a mâncat tot la noi, se mănâncă tot, nu se... Experții zic că încălzirea globală de la voi a pornit. Oh. E, mai e puțin și se dezgheață chelul. Aha. Istoricii vor să vă bage masa la sit arheologic. Și că s-au descoperit pe acolo resturi din sezonul 1 înainte de Bendeac. Nu, băi, cele mai mari mizerii acolo! Serios! Dezvăluiri senzaționale. Hai că... Vă zic și de azi, că numai azi am găsit 10 sticle de suf.
34 de ambalaje de mâncare și vreo 10 numere ale concurenților din sezonul ăsta. Și pericolul e că la cum votați voi, gunoiul ăla are șanse să ajungă în finală, credeți-mă. Că voi la mine chiar nu vă gândiți. Eu trebuie să fac curățenie cu masca de gaze. Acolo, sub masă, vrea Netflix să filmeze Cernobâl, sezonul 2. Eu îmi dau demisia că eu nu mai pot. Nici Copoț nu mai poate. Bine, când a putut el vreodată. Dar, serios acum, a zis și Badea că miroase la masa juriului mai rău decât în sălile unde îl cheamă pe el să țină spectacole. Să vă zic de ultimul spectacol al lui Badea. Mamă! La sala polivalentă, bă, frumos! De tot! Dar mai avea unul programat, dar l-au anulat la cererea publicului. Deci, ne-am înțeles? Mâncăm, bem, strângem și ducem la tomberon. Mă, doamne, avem o tomberon aici. Că sunt urși, nu, care trebuie, serios, să mănânce și nu vă mai prind cu din astea, că eu dau demisia, că eu nu mai pot. Să faceți aici emisiunea Ai Glina. Hai, să fie bine! Să fie bine! Hai! Hai! Pace! Hey!